Zodii norocoase în martie 2020. Cine va avea noroc? Jupiter în Capricorn nu va fi deloc un vrăjitor bun, împrăștiind miracole în dreapta și în stânga fără cont. Un astfel de Jupiter ajută la buget. Darurile sale vor fi limitate de circumstanțele lumii reale și de regulile după care trebuie să ne jucăm cu toții. Dacă nu aveți un unchi milionar, atunci milioanele nu vă vor străluci, iar dacă veți ocupa cea mai mică poziție la locul de muncă, atunci pentru postul de șef nu veți fi avansați fără niciun motiv. Dar dacă faceți ceva, norocul va fi cu siguranță de partea voastră. Orice chestiune practică cu un plan bine gândit în care depuneți muncă și efort se va încheia cu succes. Cei care merg spre vârf vor ajunge cu siguranță la el. În toată luna martie, Jupiter va patrona Capricornul. Capricornii, cu determinarea și capacitatea lor de a respecta regulile jocului, vor vedea cu ușurință șansele reale pe care le va aduce luna. Dorințele lor vor fi realiste și, prin urmare, vor primi ceea ce își doresc. Capricornii vor avea oportunități de creștere în sectorul afacerilor. Vor începe să asculte mai mult și să respecte mai mult. Vor putea alege stilul de viață potrivit. De la Capricorni, precum și de la alte semne zodiacale, Jupiter va necesita autodisciplină, responsabilitate, calcul bun și respectarea regulilor. Iar Capricornilor le va fi mai ușor decât alții să respecte aceste condiții. Prin urmare, vor câștiga mai mult decât restul. 11 martie 2020. Jupiter va fi în sextil cu Soarele în Pești. Va fi o zi bună nu numai pentru Capricorn, ci și pentru lei și pești. Peștii vor crește în importanța personală. Ziua va fi asociată cu unele dintre realizările personale. Ei vor avea o nouă direcție pentru realizarea de sine. Calitățile lor personale vor fi observate și foarte apreciate de societate. Leii vor avea noroc cu străinii și cu banii. Pot primi o moștenire, un împrumut favorabil, venituri din investiții făcute anterior sau vor câștiga o subvenție. Poate apariția unui investitor, sponsor, la femei, un soț înstărit, va rezolva cu succes problema asigurării, subvențiilor sau împrumuturilor. Ofertele încheiate în această zi vor fi benefice. În perioada 19-21 martie 2020, conjuncția dintre Jupiter și Marte va aduce din nou noroc Capricornilor. Jupiter nu va uita de ei nicio zi, dar și pentru berbeci și scorpioni. Va crește amploarea treburilor berbecilor. Vor avea noroc în viața de afaceri. În aceste zile pot prelua treburi importante la serviciu și în afaceri. Scorpionii vor fi foarte influenți în cercul lor. Vor avea noroc în comunicare, în studii, în mediere, în negocieri și în călătorii. Este posibil să obțineți documente sau știri importante. 27 și 29 martie 2020. Trigonul lui Jupiter și Pluto și Venus în Taur vor aduce noroc taurilor și balanțelor. Taurii vor avea noroc în dragoste și bani. Norocul poate cădea asupra lor sub forma unei cunoștințe utile, a unei oferte de muncă neașteptate sau a unui cadou minunat. Balanțele vor avea noroc cu străinii și cu banii. Ele pot primi o moștenire, un cadou minunat, un venit din investiții și se pot relaxa bine pe cheltuiala altcuiva. Este posibilă o tranzacție reușită sau asistență substanțială din partea sponsorilor. În zilele de 1, 9, 10, 13, 14, 18, 23 și 28 martie 2020, aspectele armonioase ale lui Jupiter cu luna promit noroc racilor. Cea mai bună din aceste zile va fi 18 martie, când luna va fi împreună cu Jupiter. Racii în această zi vor avea noroc în relațiile cu oamenii. Aceasta va fi o zi potrivită pentru o nuntă, începutul unui parteneriat de afaceri, un acord sau negocieri importante. Popularitatea racilor va crește, publicul lor va crește în rândul oamenilor. În zilele rămase, racilor le vor fi luate de pe listă acele probleme cu care vor fi ocupați. Vor avea o înaltă autoritate în cercul lor. Norocul este posibil în afacerile interne semnificative și societate. Mult noroc și nu uita să faceți click pe butoane!